la Mediaș, sigur că nu sunt pentru prima dată la Mediaș, dar este pentru prima dată când ne întâlnim într-un spațiu, să spunem, oficial, ocazional de lansarea sau de lansarea filialei Fundației Creștin Democrată în municipiul Mediaș. Să vă închipuiți că astăzi ne întâlnim prima dată, am avut câteva întâlniri la Sighișoara, în care domnul ministru Baconski a expus proiectul dânsului, ce anume se dorește cu această Fundație Creștin Democrată. Pentru mine este foarte simplu. Vedem cu toții ce se întâmplă în România. Suntem cu toții adepții idei de dreapta, ca să parafrazez o frază de viață. Vedem cu toții ce se întâmplă. Dreapta își propune să producă și după aceea să consume. Stânga își propune să consume și după aceea să producă, dacă mai poate să producă, dacă nu să întindă mâna. Noi ne dorim să fim stăpâni pe noi, să producem, să ne dezvoltăm și după părerea noastră, nu putem face acest lucru decât printr-o guvernare de dreapta. Vedem foarte bine ce se întâmplă în momentul de față. De 5 luni de zile, practic, țara, având un guvern de stânga, pentru că să-i spunem melanj de stânga dreapta, de stânga împrejur, țara nu este guvernată. Eu, ca și primar, văd acest lucru, am un indicator sintetic care se aplică și la nivelul Ministerului Finanțelor, este vorba de cota defalcată din impozitul pe venit. Dacă în ianuarie, februarie, martie am avut și era un moment în care eram într-o creștere economică și aveam încasări la bugetul local în medie de 33 de miliarde de lei vechi pe lună. Chiar eram foarte bucuros, dacă am mers cu aceeași medie, făceam un surplus ca acest indicator la aproape 100 de miliarde. După primul trimestru, o cădere liberă. Avem o medie de 23 de miliarde în casări pe lună, practic. În 5 luni de zile am pierdut 50 de miliarde de lei prin neîncasare și gândiți-vă, acest lucru se întâmplă la nivelul unui oraș mic, care este Mediașul. Ce se întâmplă la nivelul bugetului național? Deci, constatăm că e un blocaj total, vedem că nu, firmele nu mai lucrează, pentru că nu mai există finanțare. Am văzut la rectificare că s-au luat banii de la investiții și s-au trecut în planul protecției sociale, să spunem. E o mită electorală mascată, evident. Noi nu putem fi de acord cu acest lucru. Asta nu înseamnă dezvoltare. Dezvoltare înseamnă măsuri de dreapta, măsuri care, așa cum spuneam la început, să ducă întâi la producție și după aceea și la protecție socială. Și tocmai de aceea sunt convins că toți cei prezenți aici în sală împărtășesc această idee și tocmai de aceea ne-am adunat să sprijinim inițiativa domnului ministru Baconski, aceea de a înființa această Fundație Creștin Democrată, care își propune să ne strângă pe toți în jurul ideii de dreapta, mai mult își propune să ne educe în spiritul liberalismul, mai ales cei care vin din urmă tineretul, pentru că avem despre viitorul, avem despre țara. Noi azi, mâine, mirosim florile de la rădăcină, nu ne mai vin. Dar ne interesează foarte mult viitorul. Și din acest punct de vedere vreau să-i mulțumesc domnului ministru, domnul profesor Radu Car, pentru inițiativă. Vreau să vă spun că Fundația Creștin Democrată sau filiala din media și este a 4-a sau a 5-a, a 5-a care ia ființă și sunt convins că plecăm de aici din, practic, prima dată ființă la Sighișoara. Că plecăm de aici din inima apelului, ideea
liberală va crește, ideea de dreapta va crește și vor fi tot mai mulți în jurul acestei idei. Vă mulțumesc! Domnule președinte, domnule consilier, cu tot respectul pe care îl acord, aș fi vrut ca astăzi să se tranșeze sub o formă, indiferent care formă era oricare asociație, dar aș fi vrut să se rezolve. Altfel, dumneavoastră, ne-ați împins direct la scoaterea fondului de vânătoare la licitație. Deci, dumneavoastră, astăzi, în loc să ne ajutați, ne-ați trimis la licitație. Dacă dumneavoastră considerați că asta este menirea dumneavoastră, să ajutați municipiul Mediaș, probabil că mă refer la tot să nu mi-o luați în numele de rău. Dar unii, dacă dumneavoastră considerați că e bine pentru municipiul Mediaș ca 270 de vânători din Mediaș să uite asupra municipiului Mediaș, să spună, domnilor, vă mulțumim că ne-ați trimis la licitație și o să vină cineva să cumpere. Dacă dumneavoastră considerați că asta este bine pentru municipiul Mediaș, ce să vă spun, să vă mulțumim? Ne pare foarte rău. Dar n-am crezut, repet, n-am crezut că interesele nu sunt pentru municipiul Mediaș. Nu știu dacă sunt eu în măsură, să știu că nu sunt în măsură, să vă rog să votați pentru una din asociații, indiferent că suntem noi sau sunt colegii din partea cealaltă, dar să fim tranșanți și onești. Puteți să mă remați să spuneți, da, domnilor, aceasta dă votul și cu asta a terminat. Dar știm că nu se duce fondul ăsta undeva pe la Baia Mare sau nu știu, prin București. Dacă dumneavoastră doriți așa ceva, îmi pare nespus de mult. Nu vreau să vă jignesc, nu vreau să vă supăr, dar sunt nevoie să spun în calitate de președinte a asociației și în calitate de cetățean a municipiului Mediaș. Mulțumesc!